Vă salut, broșilor, și bine m-am găsit la un nou clip cu Made in 2 Euro. Eu sunt Taker, vă urz o vizionare cât mai bună. Băi, și în acest clip am pentru voi la vânzare două conturi superbe. Țin să vă anunț că aproape toate conturile fraților care au fost puse la vânzare s-au vândut instant. Dacă vreți să vedeți ce oferte avem la ONI și conturi, mesaj pe Instagram, shop-ul Made in 2 Euro, îl aveți în descriere. Și legat de serverul acela de Paște, cred că o să merg în continuare pe ideea mea, o să continuăm cu Est. Aveți în descriere linkul pentru care puteți, cu care de fapt puteți să faceți cont ca să jucați alături de mine, dacă vreți să jucați pe regiunea de Est. Atenție, cei care doresc pe Vest este irrelevant, dar dacă vreți să jucați alături de mine pe Est, fraților, faceți-vă un cont pe linkul din descriere pentru că m-ar ajuta și pe mine foarte, foarte mult. Bun. Bă, avem un Sura de nivel 115 pe Polyphemus. Atenție, pe Polyphemus, de unde conturile se pot muta pe țara românească și România. Deci dacă nu vrei să te joci pe Polyphemus, ai posibilitatea să muți contul cu acest tichet Glotenberg. Poi, te poți să te muți pe Cehia, pe Ungaria, pe România, pe țara românească, unde vrei tu. Costă 790 de MD-uri. Și cam asta e treaba. La obiectele mele, acest Sura mai are o acadea de 7 zile și în mare parte cam atât. La skill-uri stă foarte bine. Toate P-urile, 29 de puncte la cal, P-ul la transformare, respectiv P-ul la minerit, M-ul la limbi, 10 puncte la chemarea cal, biologul care este la bijuteriile astea de 92, mi se pare. Alchimia, diamantul dublu PC, rubinul opac full PVP, jadul dublu PV și refacere, safirul, Sura, War Ninja, granatul full fără absorție și Onyxul. Mamă, ce stai prost rău, s-a trebuit schimbat orice ar fi. La Mozodiac 41 medie, 12 vit, 8 medine, foarte, foarte faină. Coif, daune, 10 atac, cuvânt. Armură luminoasă plus 8, 2 KPV, 5 pe vânt, 35 atac. Titan plus 9, 10 semi, 20 geavă, o putere foarte frumos. Talisman de gheață plus 2, 25 gheață. Brățară, 2 KPV, 10 vânt, 10 bătrundere, foarte frumos așa. Colier, 10 critică, 7 metine. Cercei smaral plus 8 cu 50 atac, 20 geavul pe 6-7. Papuci de foc plus 5, 1 KPV, 8 încetinere, 10 critică. Cureaua sfletului plus 9, o eșarfă de 20 cu metine pe 6-7, critică, pătrundere, putere, superbă, puterea gheții. 4 inventare aproape deschise, 3000 de gaia rămas. Costum aură pe cont, bineînțeles, imun, semi, int, exact ce ai nevoie pentru PVP, site-uri cât în cape, berserker, antrenament, rezistență, Sura, asta ar fi un pet. Mai avem aici un pet de nivel 48 cu 141 de zile, încă unul cu ceva zile. Nu cred că avem set de int, din ce văd pe aici, dar nu avem niciun pet bun. Deci ăsta cred că ar fi minusul pe care eu îl găsesc contului momentan, faptul că nu avem un pet PVM. Ăsta este tip 3 și pe lângă faptul că, mamă, tip 3, ești nebun, tip 1 e ăsta, ăsta e de schimbă și ăsta zic că e un tip 6 măcar, tip 6. Ok, pe platformă, mare, mare atenție, fraților, avem și șamancă și ninja, ăsta ar fi ninja-ul, level 1 campion, P-ul la ambuscadă, P-ul la transformare, biologul care este la globuri de gheață, pumnalul zodiac plus 9, 39, medie, 20, gheață, 3 pătrundere, o alchimie formată dintr-un diamant opac cu rezistență la PC, un rubin opac full PVP, safir opac, dublu șaman Sura, asta e pus să fie, granat, și Onyx cu corporal și critică, restul de iteme nu prea relevante. Avem talismanul de gheață plus 10, bineînțeles. Pe lângă lucrul ăsta, mai avem, ce mai avem pe aici? Chiar nici nu mai știu, ajutor primul suguma. Două cutii de bijuterii care te mai pot ajuta, aproximativ 2000 de gaia. Leoniza spradă 3 zile, meni, ceva rune și cam atât. Ăsta ar fi contul adus de pe serverul temporar și avem și șamanca, bineînțeles. Asta e și șamanca platformei, fraților, nivel 1 campion, P-ul la binecuvântare, P-ul la forță, M3 conducerea, deci stăm super, super bine pe, la capitolul șamanca. Diamantele, rar, bă, șamanca asta e adusă de pe temporar cumva? Obiectele mele? E adusă de pe temporar, avem și talismanul de gheață plus 10 chiar. Pe ea și în mare parte nu prea mai avem mare lucru, după cum se poate vedea pe aici, probabil s-a farmat puțin cu ea pe temporar, că altceva nu pot să înțeleg. Cu fără cine mele și cu fără a fost ea. Mi-am dat doar rucioase, asta, în fine, pentru făcut gaia.
Biologul este la globuri de gheață și pe această șamancă. Bă, avem P-urile făcute, avem ceva aduri. Na, e o șamancă foarte, foarte decentă de nivel campion. Revenim imediat și cu un test în PVM cu acesura. Am revenit și cred că cu toții știm mapa mea preferată și mapa multora preferată, pentru că am văzut multe comentarii de-a dreptul comice la adresa mapei este a fenomenului Frit, fraților. Multă lume practic s-a băgat mapa asta de farmat pentru că sunt foarte mulți boși pe care i-am arătat de-a lungul a peste 100 de prezentări filmate și lumea pur și simplu a văzut că sunt multe metine pe aici, că sunt mulți boși și că nu prea mai trebuie să mai cauți metine cum faci în alte mape. Acum, nu mi-o luați nume de rău, fraților, puteți să testați damage-ul cu conturilor și în alte mape, nu neapărat în Nefrit, dar na, acum ce să faci? Nu trebuie să le testați pe toate aici. Și că chiar s-au cam aglomerat, ca să zic așa. Chiar s-a aglomerat mapa asta pe cam toate serverele pe care am jucat. Bun, băi, cam asta e treaba, nici măcar n-avem mistress, n-avem main, n-avem pet și damage-ul, fraților, doar cu un atac site este de 20k. Bă, 20k damage mie mi se pare superb, chiar mi se pare superb. Dacă băgăm și o de asta și o de pătrunde, ajungem pe la un 21-22, chiar am văzut acolo. Bă, ce să zic, un super damage. Contul, bă, având în vedere că poate fi mutat, eu nu sunt un fan al serverului Polyphemus. Dar, pentru cine este doritor de evenimente, bă, ai un foarte, foarte mare boost cu contul ăsta, mi se pare rupt puțin din filme. Ai ce să faci cu el, ai ninja, ai șamancă, ai sura, cred că îți mai trebuie încă două conturi și faci și nemereu, dacă nu mă înșel. Caracterul ăsta este echipat foarte, foarte bine. 18k în crab, doamne ferească-mă, bă, 18k în crab fără pet, fraților, mai avem aici permise de trecere, după cum se poate observa pe cont, deci stăm super, super bine. La capitolul alchimie mitică, nu cred eu că mai are ceva pe aici, dar putem să ne uităm de curiozitate și cred că nici măcar antică nu o să mai avem câteva rare, dar cam atât. Recele crab, bineînțeles, ne dă cufărul întunericului și luăm licoare albastră. Aia e. Bă, și în mare parte, fraților, ăsta ar fi contul pe serverul Polyphemus. Datorită faptului că este pe acest server și nu este pe Carpathians, îi dau și la ce iteme are, eu îi dau platformei. I-aș da o notă de 9. Un foarte, foarte meritat 9. Avem 3 caractere foarte, foarte bune. Biologul aproape terminat pe ăsta. Mai întrebe doar asta cu atac, un damage foarte bun. Deci gândiți-vă, fraților, nu avem pet cu berserker și antrenament. Deci practic noi damage-ul ăsta, eu am băgat un attack site, mi-ar crește doar damage doar din pet. Ăla 15% la can sau minidal. Ce pot să-i cer mai mult? Nu știu, o tonă de permise de trecere, sunt 100% sigur că acest cont face Razador solo fără nicio problemă, cel mai probabil face și Beran solo. Cu puțină, de fapt nici nu cred că mai e nevoie de investiție pentru Beran solo, pentru că contul eu zic că o să se dea foarte, foarte repede. Îl găsiți pe Instagram, bineînțeles, shop.metin2ro și hai să nu mai, mamă, deci uite și tu că stau în mapa asta Nefrit și bat metine la foc automat. Bine, dacă aveam level 105 chiar că băteam automat, dar contul ăsta, cu contul ăsta, fraților, o să bateți așa și înfermecată și uite că și tu cum batem fără tăiși. Bă, e real, forță mă contul, chiar forță. Bun, cam atât, mai avem 4, bă, v-ați spus și vreților ce consumabile mai avem pe aici. Nu cred că mai are sens să intru pe toate caracterele, o să mai dau un mic try. Poate mai avem ceva interesant pe schimbă, deși nu cred că ar trebui să mai fie ceva. Poate maxim un farmer de nivel 61 pentru celeuri, pentru că așa se poartă. Văd că avem 1, 2, 3, 4, mai putem să mai creăm, nu mai putem să mai creăm. Deci avem 7 caractere de pe care putem să facem misiunea, atât misiunea zilnică cât și cioburile. Bă, ce să mai zici? Top! Bun, punem pauză, fraților, și revenim cu server Tiger Ghost. Fraților, am revenit pe cont, pe Tiger Ghost. Proprietarul mi-a zis că ăsta e sigur o să fie un cont care o să dea super, super repede datorită a doi factori. Și anume, de fapt, trei factori. Primul factor fiind prețul.
pentru că este un cont de buget. Al doilea factor, fiind popularitatea, pentru că este un farmer de nivel mic. Și al treilea farmer, și al treilea punct, serverul, pentru că este pe serverul Tiger Ghost, cel mai îndrăgit server al acestui moment din cariera mea personală de metinist. Bun, hai să mergem map 1 prima oară. O să fac o prestare destul de amplă a acestui cont. Mie știți că îmi plac conturile de nivel mic și apreciez oamenii care se joacă pe conturi de nivel mic și încearcă să facă performanță. Până una alta, mi-a lăsat aici câteva cupere cu pește. Hai să vedem dacă reușim să luăm acea medalie a eroilor. Văd că am luat ceva licori de viteză, chiar foarte multe licori de viteză. Mamă, uite de știu cât de multe licori de viteză. Două vrăjite până acum, foarte, foarte mare noroc. Licoare de atac, eșarfă din nou. Încă o eșarfă, bă, uite de știu, eșarfă după eșarfă. Dacă voiai să spici eșarfe, nu spicau atât de multe eșarfe. Sunt sigur de lucrul ăsta. Tocmai de asta o să mergem aici să încercăm să facem o eșarfă de 10. Nu a fost să fie, din păcate, fraților, să prindem o medalie, așa că o să testăm damage-ul curat. Ce să mai zicem? Două eșarfe cu succes și a treia. Succes, bun. Bun, 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 ne-am făcut încă o eșarfă de 10 aici, foarte, foarte elegantă. După cum se poate observa, fără prea multe prezentări, este vorba de un lican nivel 35 cu P-ul la suflet roșu. Aici nu prea mai avem nimic foarte, foarte wow. Pe partea de MD-uri avem 14.758 de GD-uri. Bă, voi vă dați seama câți bani a băgat omul ăsta. Deci a băgat o căruță de bani și vă zic eu în ce a băgat. Și în ultimul timp se pare că s-a mai băgat aproximativ vreo 50 de euro în ultima lună. Și vă zic sigur în ce a băgat. Dar până una alta, nu uităm de butonul ăla de like. Dacă vreți și voi, bineînțeles, fraților, să vă facem o prezentare, mesaj pe Instagram shop-ul Mate2ro. Și până una alta, prezentarea alchimiei. Dublu PC cu atac magic diamant, rubin clar, full PVP. Ăsta e cam 100 de unțe, știți acum, pe piață. Jad opac dublu PV cu regenerare, safir, lican, shaman, war, granat opac full și onyx dublu corporal pătrundere. Nu cred că mai avem altceva la partea de alchimie pe aici. Sper să nu mă înșel, dar nu cred că mai avem altceva. Bun, Khan mai are rămas doar 4 zile, deci cine va lua contul va trebui să aibă lucrul ăsta în vedere, că Khan mai are doar 4 zile. Eșarfă de 19. Solție 44, medie 2, dex, armură 50, valoare atac 40, valoare atac pe 6-7, deci 90 valoare atac total. Coif 10 semi, 30 atac pe 6-7, pentagon cu imun și 40 atac pe 6-7, brățară de abanos cu 1500, de fapt 2000 PV, 10 pătrundere, 20 valoare atac, papuș de bambus plus 9500 PV, 15 mâini, 10 critică, 35 atac. Cercei de jad plus 9, foarte interesanți, 10 semi, 10 sabie, ăștia chiar sunt frumoși tare. Colier de jad plus 9, om KPV, 5 pătrundere, 5 pe sabie, 7 metine, superb. Brățară 10 semi, scut cu int, cercei de aur cu int, torțe pentru int. Sulțe PVP, 13 PC, 8 dex, 17 PC și 23 PC cu acest skin care chiar e superb. Bă, orice ar fi, oricine skin-ul ăsta e superb. Vreau să-i dau puțin la efecte, se vadă. Și chiar superb. Super cont, mă, ce pot să-i cer mai mult? P-ul la suflet, extraordinar. Îmi place. Deci mie cred că, da, eu sunt genul ăla de persoană care, acum vă zic sincer, fraților, dacă îmi dai un cont de ăsta de level 35, bă, nu mă mai satur de el. Chiar nu mă satur de el, îmi place foarte mult. Am spus-o, cred că s-a văzut de-a lungul celor 3 ani de activitate, că am făcut marea majoritate proiecte PVM și respectiv PVP level mic. Mi-a plăcut lucrul ăsta, că am mai făcut eu un proiect PVP level mare pentru vânzare și așa mai departe, sau cineva mi-a dat o comandă de un cont și eu l-am făcut, by the way, fac și contul la comandă. Asta e partea a doua, dar în principal m-am ocupat de level mic, pentru că mi-a plăcut, a fost o parte a jocului care pentru mine nu o să moară niciodată și maintain-ul până la urmă întotdeauna o să însemne level mediu, chiar dacă o să mai fac eu un proiect level mare, chiar dacă băieții încearcă să ne tragă înspre level mare, știți și voi cu evenimentul OK și restul, dar eu nu mai pun botul la așa ceva și oricât de mult ar vrea cei de la GameForce să ne împingă spre level mare,
Eu nu o să accept lucrul ăsta și chiar dacă o să mă împing atât de tare spre level mare, o să-mi deschid eu un server și o să mă joc eu la level mic. Eu și cu abonații mei, care vrem să jucăm acolo la level mic, jucăm la level mic și gata. Bine, vă dați seama că nu o să fac server maxim level 55, dar totuși, dacă să zicem că se va întâmpla lucrul ăsta, chiar asta o să fac. Numai pentru că, bă, chiar mi-a plăcut atât de mult levelul mic și nu ai cum fără, bă, nu știu, mie îmi place la level mic. Mă rog, revenind. Citația asta în felul următor, fraților, aici. Contul a fost făcut pentru recorduri, lucru pe care cred că toată lumea îl poate observa. S-a axat foarte mult pe dexteritate în momentul de față contul. Mai are și... ce mai are? Mai are 5 ori de magazin premium personal. Bă, dar mă oftic că nu găsesc și eu niciun medin acum. Chiar îmi pare rău așa că nu găsesc și eu niciun medin. Într-adevăr, Tiger-ul e cel mai populat server. Dar... bă, și stai așa puțin, eu chiar vreau să văd o chestie în momentul de față, la capitol populație. Vreau să mă uit pe Emerald Aurora, aici trebuie să aștepți puțin până când îți apare plin, dacă nu mă înșel, sau cum sunt serverele. Chimera necunoscut. Tiger Ghost. Sau nu e așa, cred că trebuie să ieșim, hai că ies și revin puțin. Bun, deci după cum se poate vedea, fraților, pe Tiger Ghost CH1 este plin și restul recomandate. Pe Aurora, iarăși, și aici sunt foarte curios. Dar nu știu ce cineva nu le mai arată sau trebuie să se actualizeze. Nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg cum stă situația asta. În fine, o să merg pe CH3, dar voiam să vă arăt și eu, fraților, cât de populat este Tigerul în momentul de față. Pentru că să ai CH-ul 1 plin și restul recomandat în permanență mi se pare o chestie cu totul și cu totul fascinantă pe Metin în anul 2024. Foarte, foarte mare respect pentru Gameforge, care a făcut acest server și a dat oportunitatea creatorilor de conținut să joace alături de abonații lor. Bun, băgăm și noi setul de int. În momentul de față punem alchimia, de fapt este activată. Băgăm și petul. Bun. Și damage-ul, fraților, acestui cont o să fie de nici mai mult, nici mai puțin de 10k aproape. Stai mă, băgăm și eu de asta, băgăm și o scrumbie și un atac de asta. 12k! Pohoho! Mamă, 12k! Bă, rupe! Deci... rupe. Aoleu, am uitat să vă arăt și talismanul, fraților, care are 5 blocare, 2 insecte, 20 gheață și 5 semi. Bă, rupe contul, nu am ce zice. Ce i-aș mai pune eu în momentul de față, dacă ar fi să cumpăr acest cont, dacă ar fi după mine, practic, ar fi că ar merge pe cont și cred că cu toții aș putea să îmi spuneți, bă, un costum aură, deci... Că acum, noi am lăudat contul, dar vreau să găsesc și minusuri, fraților. Costumul aură, într-adevăr, este un minus. Al doilea minus ar fi faptul că a pus skill-urile foarte prost și aș băga banderole uitării în suflet indigo, în dinții lupului, în sărtură, în sfârșit și aș face suflul P, ca să am două P-uri la level 35, că așa e frumos. Calul este nivel 20, lucrul ăsta este foarte, foarte important. Biologul este și el terminat, deci stăm bine. Bineînțeles, inventarele 3 și 4 trebuie deschise pentru o mai bună optimizare a spațiului. Pe lângă lucrul ăsta, petul, bineînțeles, nu mai poate fi luat în considerare pentru că va trebui schimbat. Un alt plus, că am zis și multe minusuri acum, ar fi JD-urile, practic putem să ne luăm atacuri side câte vrem sau, de fapt, nici măcar atacuri side, pentru că putem să facem un felul următor dacă vrem să facem celălalt pe rapid. 50 de concentrate, dacă nu vrem să dăm 25 de uni, le luăm pe toate cu CD-uri, ce aia a fost. Și setul de foc, băi, contul ăsta e păcat, deci chiar e păcat ca un asemenea lican de nivel 35 să nu exceleze și pe partea de PVM versus mob, pentru că contul se poate vedea de la o poștă cu ochiul liber că este... făcut special pentru Metin, adică ai atac pe tot,
dai 12k fără medalie într-un meeting de level 45 și într-adevăr ai băgat un attack side, dar atât. N-ai medalie, n-ai buff, n-ai grupă, n-ai toți peștii aia, Shirii, Hamsiei și ce mai poți crește damage-ul. Ai niște sulțe modeste fără 6-7, pentru că vă dați seama, dacă pui 6-7 și prinzi un 5 metine măcar pe sulțele astea, o să crească foarte mult damage-ul. Nu ai down-le, crezi la punctul mai mici de rank pe coif, pe nimic. Deci ce poți să-i cer mai mult, fraților? Este un cont superb. Bun, bă, cam atat clipul de azi. Eu am fost Taker. Dacă sunteți interesați de unul din conturile prestate de azi, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin2ro. Și ce să zic, bă, mai avem puțin și dăm drumul la seria pe server de Paște. V-am pupat. Ciao.